Un tânăr de 26 de ani din județul Alba a avut parte de un sfârșit tragic în masivul Retezat. Acesta a fost găsit mort în zona vârfului Păpușa, la o altitudine de peste 2500 de metri, după ce a alunecat și a căzut de la o înălțime de circa 200 de metri. Pentru ca salvamontiștii să-l poată extrage din munte, a fost nevoie de intervenția unui elicopter. Un tânăr în vârstă de 26 de ani din județul Alba a fost dat dispărut sâmbătă seara în masivul Retezat de către partenerii săi de drumeție. Tânărul se pare că s-a desprins de grup și ar fi încercat să coboare pe versantul abrupt nordic al vârfului Păpușa, situat la o altitudine de 2504 metri. Din nefericire, deși era echipat corespunzător, acesta a alunecat pe zăpada înghețată a unui jgheab și a căzut de la o înălțime de aproximativ 200 de metri, lovindu-se puternic la cap și la coloana vertebrală. Am fost anunțați colegii prin dispeceratul 112 de către un prieten de al victimei că la coborârea dintre Păpușa și Peleaga unul din băieți a dispărut, a alunecat și de atunci au și intrat în acțiune echipele Salvamont din Hunedoara. Au ajungând totuși la o oră destul de târzie, când nici elicopterul nu putea să zboare. Intervenția s-a desfășurat pe tot parcursul nopții pentru identificarea sau găsirea persoanei dispărute. Nu a fost deloc ușor, dat fiind faptul că toată zona este și acoperită cu zăpadă, jgheaburile înghețate, temperaturi sub minus 0 grade. A fost foarte dificil de căutat. În zona respectivă este abrupt, deci din creastă, o pantă foarte abruptă, pereți unde distanța este cam de 200 de metri în cădere. Deci e destul de dificil să cauți pe jgheaburile foarte înclinate. Dimineața a fost identificată victima și a fost extrasă cu elicopterul pentru a fi predată la IML și la organele de cercetare. Turiștii trebuie să știe că în perioada de iarnă ce va urma nu mai trebuie să abordeze traseele de vară, ci pe cele specifice acestui sezon care le pot salva viața. Acum urmează perioada de iarnă când traseele nu se mai abordează pe poteca de vară. Ele trebuie abordate în anumite condiții și, să zic, depinde de relief. Traseele ce traversează toată fața unui versant nu sunt abordabile iarna, doar vara. Cum ar fi pe curba de nivel. Iarna se urmărește creasta pentru că acolo e mai puțină zăpadă, nu există pericolul de avalanșă. Mare grijă însă la traversarea jgheaburilor, pentru că ele sunt pline de zăpadă și înghețate, atunci trebuie și un pic de colțari, coardă și așa mai departe. Salvamontiștii mai recomandă turiștilor să nu părăsească poteca și să urmeze marcajele și indicatoarele de pe traseu.